acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! E petarde aruncate din partea unor susținători ai formației Dinamo, un grup prezent la tribuna a doua a stadionului Arcul de Triunf, către suporterii celor de la UTA, alături de care astăzi au venit și fani ai formației CSEA Steaua, echipa din Liga Secundă. Dinamo caută să strângă cât mai multe puncte pentru a încerca să aibă un play-out cât de cât liniștit, să se rupă de zona aceea dură a retrogradării, în vreme ce UTA visează la calificarea în play-off și nu este departe. Trebuie însă să bată aici și să se mai întâmple alte câteva rezultate importante în partide care se joacă la aceeași ore. El a avut de două ori egalarea în meciul din Giulești. Abdallah, bună pasă la marginea careului, Dinamo aproape de gol. Ce ocazie, am revăzut parcă o fază pe care dinamoviștii au construit-o, aș spune, identic în meciul cu Oțelul Galați. Pasa la marginea careului atunci a fost reluată sec, dur, de Denis Politic. Acum Pavicic încheie faza. Ha-ha, ce minge face Conte! Este gol! Gol marcat de Gonzalo Gregorio! Portarul Iacob învins și de o deviere, dacă nu greșesc, a unuia dintre colegii săi. Se duce la margine să ce? Are nevoie de încurajările, de bucuria, de entuziasmul pe care le găsește pe banca colegilor săi. Și o imagine care arată tare bine pentru Dinamo, arată bucuria și prietenia acestui grup de jucători. Abdallah în poziție corectă, nu strică faza și, într-adevăr, minge deviată de Conte, Ibrahima Conte. Nu știu dacă n-ar fi reușit Iacob să facă mai mult. Aruncare de la margine pentru Dinamo. Gabriel de Moura, Edin Iaore, cu Fabri insistent în spatele său. Abdallah, Milanov, excelent bulgarul. Este un foarte, foarte fin fotbalist. Mingea n-are secrete pentru el. Abdallah trece ușor, ușor de Conte. Bun voleul. O nouă fază frumos construită de Dinamo. Pavicic este cel care încheie acțiunea de atac a formației bucureștene. Să nu uităm să socotim acel minut suplimentar pe care mai mult ca sigur îl vom vedea. Gregorio pentru Demoura. Bun șut. Mingea așteptată totuși de Iacob. Dar avem de scris și după această fază să reținem o nouă construcție bine făcută. Mikovski în dreapta, s-a strecurat în spatele lui Bordușanu. Dinamovistul n-a mai avut grijă lui pentru că intrase în offside. Trif, bun șut! Ce lovitură! E de departe cea mai bine realizată fază de atac a celor de la UTA. Dinamo are portar și asta a contat mult în sezonul ăsta. L-a găsit bine pe Golubovici. Vulturar, Trif, mai încearcă o dată poarta. Nu, Lucasen, vine lovitura lui Căpuș. Ce bine a izbit-o! Ar fi găsit drumul spre poartă dacă n-ar fi fost respinsă de Homau. Da. Omondi bate lung de data asta! Balon stricat, poate,
de căpușă. Intrea, se ducea la Lucas.